Creșterea prețurilor i-a afectat serios pe români. Valul de scumpiri a determinat pe o bună parte dintre aceștia să amâne deschiderea de afaceri, nașterea copiilor, schimbarea jobului și cumpărarea de mașini. În plus, tot mai mulți români au fost nevoiți să reducă și cheltuielile zilnice. Scumpirile i-au făcut pe români să fie din ce în ce mai precauți în privința cumpărăturilor. Un studiu realizat de Ipsos pentru ING Bank arată că 80% dintre români vânează reducerile și promoțiile în cumpărăturile zilnice și peste 50% au cheltuit mai puțin pe articolele vestimentare. Același studiu arată că românii și-au pus frâu poftelor și au fost mai cumpătați, astfel că 36% au amânat cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată, 18% au amânat deschiderea propriului business, 16% au amânat schimbarea jobului, iar 14% au amânat aducerea pe lume a unui copil. Mai mult, în ciuda faptului că se confruntă cu dificultăți, românii refuză să-și scrie cheltuielile pe o hârtie sau să folosească o aplicație. Potrivit studiului, 40% dintre aceștia se lasă ghidați de instinct sau de memorie atunci când își doresc să economisească. Pentru a putea face față cheltuielilor, peste jumătate dintre românii chestionați au cumpărat mai puține haine și chiar au redus din frecvența activităților de relaxare, astfel că 50% au limitat ieșirile în oraș, 44% au redus bugetul pentru produsele de îngrijire personală, iar 43% dintre români au făcut mai puțin sport. Studiul mai arată că din cauza scumpirilor, românii se orientează către mărci mai ieftine și 22% consumă mai puțin decât o făceau înainte. Datele mai arată că 7 din 10 români au încercat să reducă și costul facturilor și au folosit mai puțin aparatura electronică. În același timp, 38% dintre participanții la studiu au amânat renovarea casei, iar 23% încă se mai gândesc legat de achiziția unei noi locuințe.